16.765 de cazuri noi de COVID-19 sunt raportate în România, ajungându-se la un total de 1.587.880 de cazuri. Dintre acestea, 1.345.324 de persoane au fost declarate vindecate. Astfel, în ultimele 24 de ore, în județul Arad s-au înregistrat 396 de cazuri noi. În Caraș-Severin sunt 122 de cazuri, în Dolj 250, în Gorj sunt 134 de cazuri noi, Hunedoara are 340 de cazuri, Mehedințiul 158, iar Timișul are 512 cazuri noi. Incidența cazurilor de îmbolnăvire este la Arad de 9,79 la 1000 de locuitori, în Caraș-Severin de 5,72, în Dolj de 7,17, în Gorj de 5,08 la 1000, în Hunedoara de 7,28, în Mehedinți de 7,85, iar în Timiș de 10,03 la 1000 de locuitori. România are înregistrate 45.503 decese în rândul persoanelor diagnosticate cu SARS-CoV-2, 523 de decese înregistrându-se în ultimele 24 de ore, inclusiv în județele Arad, Caraș-Severin, Dolj, Gorj, Mehedinți și Timiș. 20.637 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 mai sunt internate în unitățile sanitare de profil din România în acest moment, dintre care 1.867 sunt pe secțiile de terapie intensivă. Situația alarmantă în Timișoara. Colterm a intrat oficial în insolvență după decizia Tribunalului Timiș, iar compania E.ON a oprit furnizarea gazului. Negocierile cu un nou furnizor au eșuat, iar acum peste 50.000 de familii, alături de spitalele și școlile din întregul oraș, au rămas fără apă caldă și căldură. Situația este din fericire mai bună la Spitalul Victor Babeș, care are centrală proprie, la fel și la Maternitatea Odobescu. Astăzi, la ora 15, primarul Timișoarei a convocat și o ședință a Comitetului Local pentru Situații de Urgență, la care vor participa și directorii de spitale pentru a analiza ce este de făcut în continuare. Primarul Timișoarei, Dominic Friț, a anunțat că momentan nu există soluții și a făcut apel la furnizorii de gaz și la guvern să ajute Timișoara. Circulația pe drumul național 7C spre Transfăgărășan se închide de astăzi până la finalul lunii iunie a anului viitor. Închiderea tronsonului către Piscu Negru, Lacul și Cascada Bâlea a fost programată pentru data de 20 octombrie, însă a fost amânată câteva zile datorită vremii favorabile. Turiștii vor putea ajunge la Bâlea Lac doar cu telecabina, la care este acces pe partea dinspre Cârțișoara. Segmentul de altitudine de pe DN67C Transalpina, între Rânca și Obârșia Lotrului, este și el închis, urmând să fie accesibil în luna aprilie anului viitor. Se caută materiale uzate pentru decorarea a doi copaci. La inițiativa echipei creative Croșet în Povești și Poduri, proiectul Podul de Poveste a debutat în luna iulie 2021 în parcul Uzinei de Apă din Timișoara, cu workshop-uri de pictură, croșetat, fotografie, ukulele sau conferințe de dezvoltare personală. Pe parcursul celor trei luni, echipa proiectului și alți voluntari s-au întâlnit periodic în parc, unde au curățat de rugină barele podului și le-au croșetat haine. În luna octombrie, proiectul a trecut la o altă etapă, aceea de a îmbrăca doi copaci aflați de o parte și de alta a podului în materiale textile. Coordonatoarea proiectului, artista Livia Mateiaș, face așadar un apel către comunitate prin care îi îndeamnă pe cei interesați să doneze materiale vechi, precum tricouri, cearșafuri sau alte tipuri de textile. Materialele vor fi transformate în pamblici și împletite, iar mai apoi folosite la îmbrăcarea celor doi copaci. Parcul Uzinei este o zonă rezidențială destinată atât pescarilor și sportivilor, cât și părinților, copiilor și bunicilor, devenind astfel un reper pentru această parte a Timișoarei. Prin intermediul proiectului Podul de Poveste, zona va deveni una mai colorată și mai prietenoasă. Peste 400 de elevi din județul Gorj vor beneficia în acest an școlar de sprijinul financiar acordat prin intermediul Programului Național de Protecție Socială Bani de Liceu. Fiecare elev va primi pe toată durata cursurilor, în situația respectării tuturor condițiilor legale prevăzute, 250 de lei pe lună. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un licean pentru a beneficia de sprijinul financiar sunt venitul brut pe membru de familie mai mic de 500 de lei, să nu acumuleze mai mult de 20 de absențe pe lună și să nu aibă media la purtare scăzută. Pentru stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie s-au luat în calcul toate veniturile membrilor familiei în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii, cu excepția alocației de stat, alocației suplimentare pentru familiile cu mulți copii, burselor de studii, burselor sociale, precum și a altor ajutoare acordate elevilor.
Expoziția Poetica Tăcerii și Distanței a artistei macedonene Tania Balac ajunge pentru prima dată la Timișoara. Artista este premiată la nivel internațional, iar lucrările ei au fost prezentate în peste 50 de expoziții din lume. Colecția de 22 de tablouri va fi expusă la Muzeul Național al Banatului la mansarda B1 a Bastionului Terezia de astăzi de la ora 18. Expoziția poate fi vizitată zilnic până în 30 octombrie doar de către persoanele care dispun de certificat verde. Accesul la eveniment este permis în limita a 50 de participanți, iar masca de protecție este obligatorie. Vernisajul este organizat cu sprijinul Ministerului Culturii din Republica Macedonia de Nord și al Consiliului Județean Timiș. Data de înscriere la Festivalul de Teatru pentru Elevi Constantin Stanciovici Brănișteanu se prelungește până în 15 noiembrie, au anunțat reprezentanții Teatrului Dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu. Festivalul se adresează elevilor de liceu din Târgu Jiu și județul Gorj din clasele 9-12 și are ca scop dezvoltarea publicului tânăr în domeniul artei teatrale. Tema ediției din acest an este mască, iar festivalul se desfășoară pe două secțiuni: scriere creativă cu texte dramatice de maxim 3 pagini și interpretare. Pentru fiecare instituție școlară va fi desemnat un actor care va coordona elevii și va oferi un răspuns pentru categoria interpretare. Materialele video vor avea durata de maxim 5 minute și vor fi centralizate de către coordonatori. Proiectul Poezia de Stradă, Minutul de Poezie, are în acest an 26 de poeme care vor putea fi ascultate de două ori pe zi, de luni până vineri, la Radio Timișoara, în cafenele, librării, teatre și centre comerciale. Anul trecut, timișorenii s-au bucurat să citească Poezia de Stradă în 60 de intersecții din oraș, dar și pe zidul din spate al căminului studențesc G4, unde a fost realizat primul poem ilustrat din oraș. Au fost selectate versuri din cărțile apărute în ultimii 2 ani pentru a reda aproape în direct memoriile cetății, pentru a impulsiona publicul să descopere și alte tonuri în poezie și să se conecteze la propria poezie. Pentru ca proiectul să funcționeze, actori cunoscuți din Timișoara au dat voce creațiilor care aparțin poeților contemporani. Evenimentul este o componentă a programului Memoriile Cetății și este cuprins în programul cultural prioritar Teme 2023 Restart al Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara, realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara și al Consiliului Local. România a primit un lot nou de 350 de concentratoare de oxigen din stocul din Olanda, finanțat în totalitate de Comisia Europeană, au fost asigurate în total 550 de concentratoare. Totodată, guvernul sârb, la inițiativa președintelui Alexander Vučić, a donat României 6500 de cutii de medicamente și concentratoare de oxigen cu o capacitate totală de 900 de litri, care vor ajunge prin intermediul unui camion. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a anunțat că aparatele vor ajunge pentru prima dată în spitalele din București și ulterior în restul țării. Cuviosul Dimitrie este sărbătorit astăzi, 26 octombrie, atât în Biserica Ortodoxă cât și în cea greco-catolică, ca unul dintre cei mai mari sfinți. Potrivit credinței populare, Sfântul Dimitrie sau Dumitru era considerat patronul spiritual al păstorilor pe vremuri. În această zi se terminau învoielile încheiate între stăpânii oilor și ciobani și se stricau stânele. În anumite zone ale țării, țăranii îl cinstesc pe Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir, ca fiind cel ce a dat oamenilor vinul folosit la Sfânta Împărtășanie. Datorită calităților sale, este numit după moartea tatălui său guvernator al Tesalonicului. Astăzi este ziua în care, în tradiția populară, se spune că se usucă toate plantele și căldura intră în pământ și se face loc anotimpului friguros. Focul are rol purificator și protector, apărând împotriva relelor, necazurilor și ținând la distanță fiarele codrilor. În satul românesc se crede că și morții vin să se încălzească la aceste focuri. Cei tineri sar peste foc, joacă și chiuie în speranța că se vor căsători în curând. În gospodării, femeile au datoria de a împărți copiilor fructe uscate, mere, nuci, covrigi, iar în biserici se țin slujbe speciale și se împart merinde. O nouă hotărâre privind restricțiile impuse a fost adoptată de către Consiliul Național pentru Situații de Urgență. Așadar, activitatea cu publicul în centrele și parcurile comerciale va fi permisă doar persoanelor vaccinate sau celor care fac dovada trecerii prin boală. Pentru serviciile publice administrative care își desfășoară activitatea în incinta centrelor comerciale, precum pașapoartele sau permisele, accesul va fi permis persoanelor care prezintă rezultatul negativ al unui test PCR sau al unui test antigen rapid. De asemenea, pentru centrele de vaccinare aflate în mall-uri, accesul va fi permis numai
dacă sunt stabilite culoare dedicate și controlate prin intrare, deplasare și respectiv ieșire. Totodată, excepție la accesul în instituțiile publice, precum Poșta Română, vor face pensionarii și părinții care își vor putea ridica pensiile și alocațiile copiilor, așa cum au făcut-o și până acum. Noua hotărâre aduce și clarificări privind modul de desfășurare al piețelor, unde masca va fi obligatorie, însă nu și certificatul verde, dar și precizări legate de activitatea școlilor private, unde activitatea didactică în regim față-înfață se suspendă, însă orele pot continua în regim online. Recensământul populației și al locuințelor va demara în 1 februarie 2022, deși a fost programat pentru anul 2021. Recensământul va debuta cu obținerea datelor din surse administrative și ulterior cu completarea chestionarelor individuale ale cetățenilor, atât al celor aflați în țară, cât și ai celor plecați în străinătate. Românii vor primi linkul chestionarului pe adresa de mail, unde vor putea să-l completeze cu datele personale. El poate fi completat în limba română, în limbile minorităților naționale, dar și în limba engleză. După această etapă va urma cu alegerea datelor cu recenzori pe teren, iar informațiile culese vor fi încărcate și ele electronic. Acesta este primul recensământ care se realizează în format electronic în țara noastră. Primele rezultate vor fi publicate la finalul anului 2022. România a depășit pragul de 6 milioane de persoane vaccinate cu cel puțin o doză, iar interesul pentru vaccinarea anticovid rămâne ridicat. Peste 93.000 de români au făcut prima doză sau doza unică de la Johnson & Johnson și 25.000 au făcut doza a treia. Anunțul a fost făcut pe platforma națională de informare RoVaccinare. Țara noastră va ajunge abia peste 7 luni să aibă 40% din populație vaccinată anticovid, iar pentru a avea o acoperire de 70% i-ar trebui 31 de luni, dacă se păstrează ritmul de vaccinare al ultimelor 6 săptămâni și se mențin strategiile de vaccinare în vigoare, estimează Organizația Mondială a Sănătății. Amenzi usturătoare pentru cadrele didactice care cer fondul clasei. Personalul unităților de învățământ riscă amenzi de până la 2000 de lei dacă cer elevilor bani sau alte foloase. Asta prevede proiectul inițiat de parlamentarii USR și AUR, adoptat tacit luni de către Senat. Agenții de poliție așteaptă sesizările elevilor, părinților sau cadrelor didactice, auxiliare sau nedidactice, pentru a identifica unde se mai cer bani pentru fondul clasei. De menționat este faptul că donațiile prin care sunt oferite sume de bani sau alte foloase vor fi în continuare permise. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea legii educației naționale va fi dezbătută și votată în Camera Deputaților.